Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună o salată cu pui. Un amestec de vitamine, minerale, proteine, alături de un dressing aromat, creează un preparat absolut delicios. Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Prima dată ne vom ocupa de pui. Deci avem nevoie de un piept de pui, de sare, piper și usturoi granulat. Punem condimentele într-un bol mic și le amestecăm. Apoi tăiem fiecare bucată din pieptul de pui în felii cu o grosime de aproximativ jumătate de centimetru. Condimentăm bucățile pe ambele părți cu amestecul făcut de noi. Apoi punem o tigaie pe foc mediu, o ungem cu puțin ulei și punem bucățile de pui. Le lăsăm să se prăjească pe o parte pentru aproximativ 3-4 minute până se formează crustă, apoi le întoarcem și le lăsăm și pe această parte pentru aproximativ 2-3 minute. Când bucățile sunt bine pătrunse, le scoatem pe o farfurie și le lăsăm deoparte. Acum trecem să ne ocupăm și de restul ingredientelor care formează baza salatei. Pentru aceasta avem nevoie de o salată verde mare, a mea este cumpărată de la supermarket, de roșii, eu am aici roșii cherry, dar se pot folosi și roșii normale, o ceapă roșie, o lingură de stafide uscate, deshidratate, de un avocado, acesta este facultativ, și un castravete. Salata verde, după ce este spălată foaie cu foaie și zvântată, scursă de apă, eventual în centrifuga specială pentru salată, o tăiem în fâșii. După ce am terminat de tăiat, o punem în bolul în care vom amesteca toate ingredientele. Castravetele îl vom tăia în cuburi, potrivit de mari. Roșiile, ale mele fiind cherry, fiind micuțe, le voi tăia în patru. Ceapa o tăiem julien. Avocado, după ce am îndepărtat sângurile și am scos pulpa, îl tăiem și pe acesta în cuburi mici și punem toate bucățile peste salata verde în bol. Între timp, pieptul de pui s-a răcit, îl tăiem și pe acesta în bucăți potrivit de mari. Și îl adăugăm în bol peste restul ingredientelor. Și pentru un plus de gust, punem și stafidele. Acum urmează să ne ocupăm de dressing. Pentru acesta avem nevoie de o jumătate de portocală, o jumătate de lămâie, una-două lingurițe de muștar, eu am folosit muștar Dijon, de două linguri de ulei de măsline și de un cățel de usturoi. Întâi am trecut prin presă cățelul de usturoi și l-am pus într-un bol mic, peste care am adăugat muștarul și uleiul și amestecăm bine până se formează o emulsie oarecum omogenă. Apoi adăugăm zeama de lămâie și cea de portocală, amestecăm și gata dressingul. Îl turnăm în bol peste toate ingredientele, punem și un praf de sare. Aceasta este după gust, nouă ne place mai puțin sărată o astfel de salată. Amestecăm cu ajutorul a două furculițe și gata! Putem să stăm la masă deja. Este foarte ușor de făcut, nu? Vă garantez că este foarte, foarte, foarte gustoasă. Aceasta este propunerea mea pe care sper să o încercați. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să lăsați un comentariu cu părerea voastră. Le citesc cu mult drag. Dați share să afle și prietenii voștri. Intrați și pe canalul Crochet Your Life. Poate croșetăm împreună. Dați click pe abonare la ambele canale pentru că este gratuit. Vă pup, dragilor! Pe curând!